Clujencele au avut un start de vis, astfel că la finalul primului sfert, tabela indica deja 29-14. Americancele Dixon, Swenier și Denson au combinat perfect în atac, în timp ce tânăra Teodora Neagu a adus energie de pe banca de rezerve. CSM nu a emis pretenții, însă a contestat vehement victoria adversarilor, iar capitanul Larisa Toma a semnat în acest sens foaia oficială. Din păcate am pierdut meciul astăzi pe teren, dar sper să-l câștigăm la masa verde, pentru că am depus o contestație după finalul jocului. Echipa din Cluj a folosit și astăzi și în etapa trecută o jucătoare care a fost transferată după perioada de transferări și lucrul ăsta nu este normal. Târgoviștencele contestă dreptul de joc al americancei Katia Swenner. Americanca a fost de altfel cea mai bună jucătoare a învingătoarelor, însă CSM susține că a fost legitimată după perioada de transferuri, contrar regulamentului. Eu știu că toate jucătoarele noastre sunt legitimate regulamentar, altfel nicio jucătoare care a fost astăzi în lot sau pe teren nu este fără să aibă legitimație validată de către Federația Română de Basket și vizită medicală. Cazul va fi judecat de Federația Română de Basket, un verdict urmând a se da în zilele următoare. După această victorie, U a trecut pe locul 2 în clasament și se deplasează miercuri la Galați, unde va juca pe terenul echipei Phoenix.